Salutare și bun revenit la un nou episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre slăbirea rapidă pe keto. Am făcut un sondaj pe Instagram și mi s-a recomandat ideea asta foarte bună de vlog și vreau să o adresăm puțin, pentru că am ținut keto acum câțiva ani de zile și am un feedback destul de informat și de educat asupra acestei diete. Înainte de toate, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Foarte puțină lume a ținut vreodată keto în adevăratul sens al cuvântului. Există vreo 3 accepțiuni, cel puțin, ale acestei diete. Una dintre ele este keto medical, unde mare parte dintre calorii provin direct din grăsimi cu un minim spre zero de carbohidrați și proteină undeva la 5%. Deci foarte puțină lume a ținut keto ăla medical, care ar avea niște beneficii pentru demență, practic. Există celălalt keto, cel propriu zis, unde folosește proteină undeva la 15-20%, deci proteina destul de jos, mediu să zicem, în cel mai fericit caz, carbohidrați undeva în zona de 30, maxim 50 de grame pe zi, restul grăsimi. Asta este varianta de keto pe care o ține cam toată lumea și avem varianta de low carb, unde înseamnă doar că o să mănânci carbohidrați puțin, dar proteina poate fi și sus. Ei bine, eu am ținut practic low carb și câteodată am ținut keto. Și ce pot să vă spun că am observat? Apropo, am făcut chestia asta mult înainte să fiu vegan. Există și vegan keto, dacă vă interesează și vreți să-i dați vreo șansă, dar nu am nicio intenție să fac așa ceva. Am ținut prima dată în 2013 și tot a fost târziu, pentru că prima dată când am auzit de keto a fost în 2006. Sunt oameni care au un feedback mult mai valoros decât al meu când vine vorba de dieta asta. Precizez că am ținut și combinația de keto plus intermittent fasting și low carb cu 6 mese pe zi și în pregătire de concurs am și concurat, deci i-am dat toate șansele din lume. Și primul lucru pe care îl veți observa și motivul pentru care fac acest vlog este că vei avea o scădere dramatică în greutate foarte rapid. Chiar dacă o să căutați pe Google keto diet, weight loss, o să vă apară chestia asta, doar că nu veți primi și explicația pe care o veți primi imediat de la mine. Deci, în medie, slăbeam pe cântar undeva la 500 de grame pe zi. Deci într-o săptămână erau cam 3 kg jumate. După ce dădeam cele 3 kg inițiale, scăderea în greutate se stopa, presupunând că mâncam relativ aceleași calorii. Ce se întâmplă? În mușchi există niște rezerve de glicogen. Glicogen înseamnă o parte glucoză, 3 părți apă. Glicogenul este stocare de energie direct în mușchi, așa cum grăsimea este stocare de glicogen subcutanat, imediat sub piele sau în jurul organelor, sau în creier, sau în celula musculară, sau în ficat, fatty liver. Așa, glicogenul este un fel de a stoca energie în mușchi. Deci, glucoză plus apă egal glicogen. În momentul în care te antrenezi și faci eforturi explozive, eforturi anaerobe, vei consuma prioritar glicogenul. În momentul în care folosești carbohidrați ca sursă de energie, nu zic neapărat principală, dar ca sursă de energie, ai făcut efort, ai mâncat, acele rezerve de glicogen vor fi reumplute constant. Dar în momentul în care ții keto și nu mai consumi glicogen, dar faci în continuare genul ăsta de efort și nici măcar nu e nevoie să-l faci, că la un moment dat se vor goli de la sine după mult timp aceste rezerve, practic nu vei mai avea glicogen în mușchi, mușchii tăi vor avea un aspect mai plat și tu vei fi pierdut acea greutate care era stocată în mușchi, respectiv o parte glucoză plus 3 de apă. Deci retenția de apă inițială ai pierdut-o și vei arăta evident mai definit în următoarele zile, va fi un progres extrem de rapid care te va bucura foarte, foarte mult. Doar că este un fals pozitiv, să zicem. Ai pierdut greutate pe cântar, foarte adevărat, dar nu e greutatea pe care vrei tu să o dai jos. În momentul în care vrei să te definești, se presupune, cred, că vrei să pierzi din grăsime. Ei bine, aia nu era grăsime. Era suficientă grăsime, să zicem, raportată la deficitul zilnic pe care l-ai avut, dar nimic în plus. Nu era o rețetă unde tu ai dat echivalentul a 21.000 de kilocalorii în 6 zile doar pentru că ai schimbat sursa de energie de la carbohidrați la grăsimi. Nu așa funcționează. Într-adevăr, o scădere foarte rapidă pe cântar, care te bucură, dar este un fals pozitiv. Nu vreau ca video-ul ăsta să fie dezavantajele și beneficiile unei diete versus alte diete. Sunt foarte multe lucruri de spus despre keto. Eu unul am renunțat la ea din motive foarte întemeiate. Iar ca și control al zahărului sanguin, este tot așa de foarte multe ori citată cum că ajută. Da, ajută, dacă se poate numi că ajută. În momentul în care ai o problemă cu gestionarea carbohidraților și metabolizarea lor, cu rezistența la insulină, în momentul în care nu mai folosești carbohidrați și te bazezi, evident, pe grăsimi, că nu mai ai altă sursă prioritară de energie, proteina e foarte ineficientă și toxică din punctul ăsta de vedere, deci nu vei mai folosi carbohidrați, proteina rămâne singura sursă insulinogenică, dar grăsimea nu este insulinogenică decât foarte, foarte puțin și în momentul în care folosești proteină plus grăsimi și impactul insulinei asupra proteinei este dramatic redus. Deci da, poți ține sub control glicemiile cu această dietă, dar unul dintre factorii care determină diabetul de tip 2
este consumul de grăsimi saturate. Faptul că nu mai poți gestiona carbohidrații este o urmare, nu este o cauză a faptului că ești rezistent la insulină. Și cum putem testa ipoteza asta? Este destul de simplu. Există glicemia care se ia dimineața pe stomacul gol, fasted, și există glicemia reactivă. Adică, ți se va da, de exemplu, o rondea de orez cu gem și la o anumită perioadă de timp ți se va lua glicemia. Și acea glicemie care reacționează la zahărul sanguin este cea adevărată, este cea care contează de fapt. Și poți deveni pe dieta keto și vei deveni pe dieta keto. Deci, da, poți să manageriezi pe termen scurt, atâta timp cât nu folosești carbohidrați, dar dacă vrei să folosești carbohidrați, nu cu grăsimile saturate sus, să reușești să-i metabolizezi bine. Trebuie să folosești carbohidrați cu indice glicemic mic, trebuie să folosești fibre și surse mai puțin procesate. Deci dacă ai pană la mașină și ții mașina în garaj, nu poți să zici că ai reparat pana. Nu poți să zici că acum funcționează și totul perfect. Atât când o testezi, testează-o. Dacă ții keto și crezi tu că ai scăpat de rezistența la insulină pentru că nu mai consumi carbohidrați, păi cum testăm chestia asta? Consumă carbohidrați și fă-ți insulina reactivă. Bun, cam asta a fost vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit instructiv, educativ, iar dacă da, nu uitați să dați un subscribe, un like, un coment, un share și să activați notificările pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile de la Gym Beam. Vă recomand să folosiți codul meu de reducere MARIUS5 pentru o reducere de 5%, plus că aveți transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei transportul la comenzi de sub 150 de lei, livrarea se face în 24 de ore și puteți achita atât ramburs cât și cu cardul.